Bună dimineața, Cristi! Bun găsit, doamnelor și domnilor! O atmosferă apăsătoare. Ne aflăm în fața școlii Vladislav Ribnicar, o școală liniștită, una dintre cele mai bune școli din Belgrad, aflată într-o zonă liniștită și care în urmă cu 24 de ore a fost transformată de către un elev de nici 14 ani într-un loc al groazei. Școala este închisă în acest moment, sunt în continuare polițiști în fața ei, toată săptămâna va rămâne așa. În urmă cu doar câteva minute a fost aici peste 100 de elevi împreună cu dascălilor. Au venit să depună flori albe la altarul improvizat aici pe trotuarul din fața unității școlare, dar și să aprindă lumânări. Am văzut elevi care plângeau, am văzut dască și sunt în continuare oameni cu lacrimi în ochi. Așa a fost și azi noapte, până spre miezul nopții, întreaga stradă unde se află școala, dar și bulevardul din apropiere, au fost toate blocate, iar pe trotuare, pe anumite porțiuni, au fost improvizate altare. A fost toată zona centrală, el un loc de priveghi, un loc unde oamenii au venit să se roage pentru sufletele celor 8 elevi uciși, dar și a paznicului care și-a pierdut ieri viața în urma masacrului. Printre elevii care și-au pierdut viața, așa cum bine știți, se numără și fica antrenorului de volei de la Zalău. Aceasta era în clasă cu băiatul care a produs masacrul. Avea doar 13 ani, iar în momentul în care tatăl ei a aflat vestea tragică, se afla în România. A venit imediat aici la Belgrad. Durerea însă ia și alte forme. Aseară, după miezul nopții, câteva mii de oameni s-au strâns în fața Ministerului Educației și acolo au început să scandeze și să protesteze, să strige, să ceară demisia ministrului educației, însă din mulțime s-au auzit voci care au cerut demisia întregului cabinet. Aseară, în jurul orei 19 ora României, și președintele Serbiei, Alexander Vučić, a ieșit în fața camerelor, îndoliat și îndurerat, și a vorbit despre tragedia care a marcat întreaga Serbie. A vorbit despre ziua de ieri ca fiind una dintre cele mai tragice din istoria Serbiei și a declarat că trebuie luate măsuri ca astfel de gesturi, astfel de întâmplări, până la urmă imprevizibile, să nu mai aibă loc.